ziua, doamnelor și domnilor, stimați colegi, dragi prieteni, bine ați venit la un eveniment pe care noi l-am lansat, conferința de lansare. Conferința de lansare a unei cărți și o conferință cu privire la procedura trimiterii preliminare. Acest eveniment este organizat de Centrul de Studii Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, Asociația Forumul Judecătorilor din România, care a contribuit în mod esențial la esența practică a cărții și a acestei conferințe, și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, o asociație tânără înființată în acest an, despre care sper să mai auziți de bine. Agenda conferinței noastre va fi în mișcare, pentru că personalitățile invitate au și alte agende colaterale sau chiar mai importante într-un fel decât această conferință și atunci vor interveni unele modificări despre care vă vom spune la timpul cuvenit. Pentru început, voi da cuvântul doamnei dr. Simona Maia Teodoroiu, secretar de stat la Ministerul Justiției. Bună ziua! Stimați invitați, distinși oaspeți și reprezentanți de seama lumii juridice, este pentru mine o deosebită onoare și plăcere de a, în câteva cuvinte, de a încerca să fiu alături de colegul Mihai Șandru, care mi este și șef de mai mulți ani la Institutul de Cercetări Juridice, de a saluta și de a felicita întreaga echipă Mihai Șandru, Mihai Panu și Dragoș Călin, o fericită simbioză de profesori și practicieni, magistrați, practicieni ai dreptului, pentru o lucrare substanțială, procedura trimiterii preliminare, principii de drept al Uniunii Europene și experiența ale sistemului român de drept, care nu trebuie să lipsească din biblioteca oricărui profesionist al dreptului, fie el magistrat, avocat, consilier juridic, chiar student la drept. Mihai m-a rugat să încerc să transmit câteva gânduri și o fac cu oarecare emoție și cu un sentiment al deferenței și oarecare strângere de inimă că sunt la prezidiu în timp ce mari profesori, poștii mei profesori, domnul profesor Popa, doamna profesor Tănăsescu, domnul profesor Crauciuc sunt în sală, dar Mihai mi-a explicat că e tocmai ține de acest concept de mobilitate al nou introdus și poate de salutat de mobilitate al modului de rulare acestor dezbateri, acestui dialog de astăzi. Așa încât, cu, spuneam, umilința celui care nu este, poate, încă la apogeul carierei sale, poate administrativ, cu siguranță nu ca cercetător sau ca profesor, încă nu. Aș vrea să-mi permiteți să spun câteva cuvinte legate de experiența Ministerului Justiției în ceea ce privește procedura trimiterii preliminare și aspectele care se conturează în viitorul imediat următor, viitorul apropiat, legate de modul în care Guvernul se va prezenta în fața Curții de Justiție în Uniunea Europeană. În acest sens, aș dori să subliniez câteva chestiuni denotate legate de implicarea statelor membre în procedura de soluționare a cererilor preliminare și, mai precis, de faza scrisă a procedurii. Aș sublinia ceea ce în lucrarea celor trei autori este descris pe larg, faptul că în cererile preliminare adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene de
către instanțele române. De regulă, România formulează observații scrise în toate cauzele de acest gen. Și aici aș vrea să subliniez că există o nouă metodologie de reprezentare în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a fost agreată, discutată, redactată, agreată între instituțiile guvernamentale, urmând a fi aprobată de guvern în perioada următoare. Și în baza acestei noi metodologii, România va formula observații scrise în toate cererile preliminare formulate de instanțele române, iar decizia de a nu formula observații scrise într-o cerere preliminară a unei instanțe române se va aproba de guvern prin memorandum inițiat de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu autoritățile competente. În a doua situație, în ceea ce privește deci cererile preliminare adresate curții de instanțe din alte state membre, aș dori foarte pe scurt să subliniez că România transmite, așa cum este cunoscut, observații scrise în ipoteza în care identifică un interes concret și specific în cauza respectivă, de exemplu, o chestiune de natură economică, socială, chiar legislativă, în care, sau în situația în care în România există o cauză, o situație similară celei din cauza principală. Și, aici aș sublinia iarăși ca element de noutate, conform acestei noi metodologii de reprezentare în fața curții, care urmează, așa cum spuneam, să fie aprobată de guvern, atunci când hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar putea determina modificarea unui act normativ intern de putere sau de forță a legii și sau ar putea avea un impact economic, social sau de mediu semnificativ, principalele linii observațiilor scrise urmează de asemenea să se aprobe de guvern prin memorandum inițiat de Ministerul Afacerilor Externe, mai precis de agentul guvernamental pentru Curtea de Justiție de la Luxemburg și de autoritățile publice competente. Deci iată o stabilizare, o stabilitate mai mare și o putere mai mare de implicare și de autoritate pe care guvernul vrea să o dea în aceste situații. De asemenea, fără a insista asupra altor aspecte, faza orală, ele sunt pe larg descrise și foarte substanțial exemplificate în lucrarea celor trei autori, aș vrea să îmi permiteți să vă ofer câteva scurte informații statistice cu privire la implicarea României în cererile preliminare. Anume, faptul că între ianuarie 2007 și 31 decembrie 2012 România a formulat observații în 32 de cereri preliminare, e mult, e puțin. Aici poate autorii să ne spună, privind puțin comparativ în raport cu celelalte state membre. Anul trecut, deci în 2012, România a formulat observații scrise sau a susținut pledoarii în 17 cereri preliminare, dintre care 12 cereri preliminare au fost formulate de instanțele române și 5 de instanțe străine. Iar dintre cauzele sus menționate, și chestiunea este abordată în lucrare, două cereri preliminare au vizat și aspecte direct de competența Ministerului Justiției. Este vorba de cauza 396 RADU, formulată de o instanță română în interpretarea art. 5.1 a Convenției Europene a Drepturilor Omului, coroborat cu art. 6, 48 și 52 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și raportat la decizia cadru a Consiliului 584 din 2002 privind mandatul european de arestare. Și în cauza 157, Salzgitter, Mannesmann, Handel, formulată de o instanță germană în interpretarea 34.4 din regulamentul 44 din 2001 cu privire la competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. În anul 2012, deci tot anul trecut, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat hotărâri respectiv ordonanțe în 6 cereri preliminare în care România a formulat observații, niciuna însă dintre cauze nefiind de competența directă a Ministerului Justiției. În acest context este subliniat și în lucrarea pe care o sărbătorim astăzi aici, a cărei apariție o salutăm. Este foarte importantă componența sau consolidarea componentei de cooperare juridică și judiciară în materie civilă, în materie penală, prin rețelele pe care magistrații români le-au creat și în care sunt implicați și pe care Ministerul Justiției le gestionează sub aspect, să spun, administrativ, sub aspect tehnic. Iar tot mai mult în ultimii ani, Institutul Național al Magistraturii are un rol
de substanță de jucat în acest sens, în activitatea rețelor și mai ales în programele de pregătire oferite ulterior, în special în formarea continuă a magistranților pe aceste teme. Și aș saluta în acest sens faptul că pe pagina oficială a Institutului Național al Magistraturii, pe site-ul său oficial, este disponibilă o bază de date cu toate cererile preliminare formulate de instanțele din România, inclusiv stadiul procesual în fața curții și modul în care ele au fost soluționate. Și poate că doamna director Octavia Spinaru Matei va putea să ne spună mai multe despre acest lucru. Vă asigur de implicarea Ministerului Justiției în continuare în toate aspectele de competența sa și în tot ceea ce ar putea să însemne o mai bună împărtășire a bunelor practici între statele membre în materie. Și vă mulțumesc, felicitând încă o dată autorii.